Iubiți credincioși, vom citi și sinaxarul zilei de astăzi de Sfântul Nicolae Velimirovici. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, Prolace de Ohrida, sinaxar 18 iulie. Pomenirea Sfântului Mucenic Emilian. În timpul domniei lui Iulian Apostatul, în cetatea Durostorum din Tracia, cât din Dobrogea noastră de astăzi, și-ar fi pomenim noi românii Emilian de la Durostorul, locuia un tânăr pe nume Emilian, care era sluga eparhului cetății. Când împăratul apostat s-a pornit să distrugă creștinismul în întreg Imperiul Roman, trecându-l prin foc și prin sabie, au fost trimis împuterniciți imperiali și la Durostorul, unde n-au găsit niciun creștin. Bucurându-se de aceasta, împuternicitul imperial a finanțat un banchet măreț în cinstea locuitorilor cetății, poruncind și aducerea de jertfe idolilor. A urmat o orgie păgânească în întreaga cetate, care a ținut toată ziua și noaptea care i-a urmat. În timpul acelei nopți, Emilian a cutreierat toate templele păgâne, piețele și străzile cetății, dărâmând pe toți idolii cu un baros. Când s-a înălțat ziua, văzând aceasta, tot orașul a fost cuprins de spaimă. Se căutau peste toți făptașii distrugerii idolilor. Au sfăcat pe un țăran care trecea liniștit pe drum pe lângă templu. Văzând arestarea acestui nevinovat, Emilian și-a spus întru sine: dacă voi ascunde că eu am dărâmat idolii la pământ, ce plată voi avea înaintea lui Dumnezeu din fața asta? Mai curând voi fi osândit de el pentru ucidere de om. De aceea, alergând înaintea judecătorului, el și-a recunoscut și și-a proclamat toate faptele. Legatul imperial l-a chestionat pe Emilian, cerându-i să-i dezvăluie cine l-a împins să facă aceste distrugeri. Atunci mucenicul lui Hristos i-a zis: Dumnezeu și conștiința mea mi-a poruncit să distrug acești idoli, stâlpi, sluți, lipsiți de viață pe care voi numiți zei. Legatul a poruncit atunci biciuirea mucenicului. După toate biciuirile și torturile, a urmat uciderea prin aruncare în foc. Așa s-a sfârșit viața emiliască a Sfântului Emilian de la Durostorul. El și-a încununat cununa vieții la 18 zile ale lunii iulie, din anul 362. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Pambo. Pambo era un mare nevoitor egiptean din pustia Nitriei. El a fost contemporanul Sfântului Antonie cel Mare, fiind el însuși dintre părinții cei mari. El a fost vestit pentru două fapte. Pentru aceea că, după îndelungi nevoințe, buzele lui erau pecetuite, ele nerostind niciodată nimic nefolositor, și pentru aceea că în toate zilele lui n-a gustat niciodată pâine, decât aceea pe care și-a câștigat-o singur cu munca mâinilor lui, împletind coșnițe din trestie. El a fost ca un înger al Domnului și în bătrânețile lui, fața lui a strălucit ca fața lui Moise, atât de tare încât frații nu puteau privi la el. El niciodată nu dădea răspunsuri gravnice, chiar la întrebări ce păreau ușoare, ci mai întâi se ruga și la Dumnezeu și cugeta inima lui la întrebarea cu pricina. Patriarhul Teofil al Alexandriei a venit odată să-i cerceteze pe monahii care se nevoiau în pustia Nitrică. Monahii l-au rugat pe Ava Pambo zicând: dă-i un cuvânt, Ava, patriarhului, spune-i ceva spre folosul sufletului lui. Atunci Ava Pambo le-a spus liniștit: dacă nu se va folosi de tăcerea mea, nici de cuvintele mele nu se va folosi. Odată Ava Pambo a călătorit cu monahii săi prin tot Egiptul. Ei au ajuns pe lângă un grup de oameni care, văzându-i pe monahii care trec, nu s-au ridicat în picioare. Atunci Ava Pambo a privit la ei și le-a zis: ridicați-vă și salutați pre monahi,
ca să primiți de la ei binecuvântările lor, căci ei pururile grăiesc cu Dumnezeu și au buzele lor sfinte. Acest mare sfânt citea în inimile și viețile oamenilor, atât a celor vii, cât și a celor morți. El s-a odihnit cu pace într-o Domnul la anul 386. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Cuvioși, Paisie și Isaia. Sfinții Paisie și Isaia au fost frați, fie unor părinți foarte bogați și amândoi s-au făcut bolnavi. Unul s-a sfințit din pricina nevoințelor lui în pustie, iar celălalt în urma milostenilor pe care pururea le făcea oamenilor. Sfântul Pavo i-a văzut pe amândoi sălășluiți în rai. Acest fapt a stârnit o dispută între monahi. La privitoare la întrebarea, ce este mai bine, să zdrobești trupul într-o asceză aspră în pustie sau să practici faptele milostenii ce le trupești? Abba Pandu a zis, amândouă duc pe om la rai, dacă amândouă sunt lucrate în numele lui Hristos. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ioan, mult pătimitorul. Acest Sfânt Ioan a fost zăvorât în mănăstirea Sfântului Antonie, din peștele Chievene, de la Lavra Pecesca, din Chiev. Pe el l-au chinuit timp de 30 de ani patimile cele trupești, până când le-a biruit pe ele cu nevoințe aspre și cu mila lui Dumnezeu. Și cu aceea că a fost atins de moaștele Sfântului Moise Ungur, pomenit pe 26 iulie, făcându-se biruitor asupra necuratelor patim, Sfântul Ioan s-a umplut de o lumină negrăită prin care el se călăuzea în timpul nopții, ca și când ar fi umblat în plină zi. Cântare de laudă lui Abba Pambo. Frasie pe Abba Pambo întreabă, bine este oare pe aproapele să slăvești? Abba tace și apoi fraților zice, bine este să-l cinstești, dar mai bine este să taci. Iarăși pe Abba fraților întreabă, oare cine este desăvârșit? Acela ce voia sa și-o taie pentru dragostea voii lui Dumnezeu. Monahii tac până când unul grăiește. Să nu ne lași avo, ci să ne dai nouă un răspuns. A monahului haină, în ce fel trebuie să fie? Și Ava a răspuns, așa fel că lepădând-o, nimeni să nu vrea să o ia. Așa grăi Sfântul și apoi tăcu. El asa limbă păzește, zadarnic niștând grăin. Pe patul de moarte, te fiind chipul său strălucește, pe patul de moarte fiind chipul lui ca lui Moise strălucește, îndreva fiind de-a lui viață, el te răspuns. Eu pâine cu ale mele mâini necâștigată, nici când n-am gustat, nici nu m-am căit vreodată de un cuvânt rostit. Iată ce frumoasă e viața plăcută lui Dumnezeu. Atât să fii de cumpătat încât să nu spui niciodată vreun cuvânt de care după aceea să te căiești. Spare rău. Cugetare. Care viață este mai plăcută lui Dumnezeu? Cea trăită în pustie? În toate nevoințele? Sau cea milostenilor trupești? Bărbații de rugăciune viețuitor în pustie, cred că omul care trăiește în lume, printre oameni, greu îi va fi să păzească curăția inimii sau să-și îndrepte mintea pururea către Dumnezeu, indiferent de faptele bune pe care le va face. Iar cei ce se nevoiesc în lume într-un milostenii, față de fraților ce nu sunt nevoie, zic că pusnicii se îngrijesc doar de mântuirea lor, ne ajutând cu nimic la mântuirea celorlalți. Doi frați din Egipt, Paisie și Isaia, au moștenit o avere imensă de la părinții lor. I-au vândut-o și fiecare și-a luat partea lui de moștenire. Unul dintre ei a împărțit îndată avutul săracilor și s-a făcut monah și s-a retras în pustia cea mai dinăuntru, dându-se tuturor nevoințelor pusnicești, trupești și sufletești, prin postul, prin rugăciune, prin curăția inimii, a minții, de orice gânduri rele, spre mântuirea vieții. Celălalt frate s-a făcut și el monah, dar n-a intrat în pustie, ci cu
Cu partea lui de moștenire pământească, a întemeiat o mănăstire nu foarte departe de cetate, cu bolniță pentru cei suferinți, cu casă de oaspeți, în care orice nevoiaș găsea masă gratuită și orice întristat un pat pe care să se odihnească. El însuși s-a închinat pe sine în întregime slujirii aproape lui cel aflat într-un chinuri și nevoi. Când amândoi frații au murit, s-a iscat o dispută printre monahii egipteni. Care dintre cei doi frați a împlinit mai bine legea lui Hristos? Neputând ei găsi singur un răspuns, au mers la Ava Pango, cel mare care le-a zis. Amândoi desăvârșiți sunt înaintea lui Dumnezeu, cel milostiv și primitor de străini, este asemenea patriarhului Avram, cel din vechime, care era iubitorul de străini. Bunul și milostivul Avram. Iar nevoitorul din pustie s-a făcut ca marele proroc Ilie, că și amândoi au fost mari înaintea lui Dumnezeu. Dar nu toți monahii au fost mulțumiți de răspunsul lui Ava Pambo. Și atunci Ava Pambo s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i descopere mai cu de-adinsul adevărul. După împlinirea numărului de zile, el i-a zis fraților, înaintea lui Dumnezeu vă zic, preamândoi frații am văzut, Paisie și Isaia veselindu-se și bucurându-se în rai. Pentru că amândouă faptele, sau multe, toate faptele, dacă sunt făcute pentru Hristos, în numele lui Hristos, pentru Hristos și de dragul lui Hristos, sunt spre mântuire. Cu aceasta disputa fraților, disputa monahilor s-a încheiat și frații au întors folosiți și bucuroși la chiliile lor. Luale aminte. Să luăm aminte la minunata pățanie a lui Varlam, numele 22, la cum Varlam a venit să prorocească lui Balac, pe căpetenia moabiților, la cum un înger Domnului s-a arătat pe cale și l-a oprit pe Balam să meargă mai departe, la cum Asina, pe care mergea Balam, a văzut îngerul, dar Balam nu. Și atunci Asina a început să grăiască stăpânul ei cu glas de om. Predică despre aducerea aminte de ceasul morții de care nimeni nu scapă. Socotesc așadar că este drept, câtă vreme suntem în acest corp, să vă țin trești prin aducerea aminte, fiindcă știu că de grabă voi lepăda cortul acesta, prea cum mi-a arătat mie Domnul nostru Iisus Hristos, 2 Petru 1, 13 cu 14. Iată un bun avertisment pentru iubitorii de trup, care din pricina trupurilor lor uită de suflet. Trupul nostru nu este altceva decât ceva care curând trebuie să piară. Indiferent cât de drag ne este, indiferent câte podoabe atârnăm de el, indiferent cât îl mângâiem, îl cârcolim, noi într-o bună zi va trebui să ne despărțim definitiv de el. O, cât de adânc și de adevărate sunt cuvintele acestea să ne despărțim. Căci atunci când sufletul trebuie să se despartă de trup, sufletul o face ca și atunci când ar lepăda o haină de care nu mai are nevoie. Când naufragiați ajung la mal atârnați de o scândură, ei se bucură de pământ și aruncă scândura fără să se uite. Când primăvara înflorește câmpiile, șarpele își leapă de pielea lui cea învechită, când fluturile iese din pupa lui, luându-și zborul în sus, giulgiu din care iese îl leapă de la o parte. Tot așa și trupul omului este lepădat la o parte și atunci când sufletul iese din el, îl părăsește, nemai folosind la nimic. Chiar dăunător ascuns la lumina zilei, îngropat adânc în pământ. Cugetați la aceasta și voi cei ce trăiți în lux și în podobiri, voi cei care petreceți într-o trufie și într-un buibăr. Câtă vreme sufletul este legat de trup, el trebuie să folosească trupul pentru mântuirea lui, supunându-l legii lui Dumnezeu și făcând lucrările lui Dumnezeu. Vedem noi oare cât de iubitor de nevoință este sufletul apostolesc? Iată ce spune Sfântul Apostol Petru. Socotesc că este drept. Câtă vreme sunt în acest corp, să vă țin trești prin aducerea aminte. Această nevoință a primit o poruncă de la Domnul. El voiește să o împlinească în tocmai, până la capăt, mai înainte să-și lepede
cortul trupului lui, că Sfântul Petru știa că în curând o să plece la Domnul, dar tot timpul le amintea și credincioșilor, ne amintește și nouă, că și noi trebuie să le pădăm cortul și noi trebuie să murim. Fraților, să ne nevoim și noi, mai întâi să îmbrățișăm îndemnul apostolului, al doilea să ne aducem aminte de aceasta și să aducem aminte aceasta și altora, celor la care le voim binele, care vor să audă, că iată, cu toții merg cu repezeciune către țărmul celelalte lumi. Și iată cât de repede se apropie ceasul când trebuie să lepădăm corturile trupurilor noastre și să ne înfățișăm înaintea judecățului Dumnezeu cu sufletul gol. Ce răspund vom da noi atunci înaintea înfricoșatului scaun al lui Hristos și cu ce scop, cum și în ce scop vom zice că am folosit orice lucru pământesc care este cortul trupului nostru? O, Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, îndreptează mințile noastre ca să gândim pururile la ceasul morții și la judecată, că Ție se cuvine toată slava și cinstea și mulțumita împreună și Tatălui și Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururile și în vecii vecilor. Amin.